Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ministerul Apărării Rus a acuzat luni Ucraina că plănuiește cu ajutorul Occidentului o provocare în timpul Paștelui Ortodox, când ar avea intenția să atace cu ajutorul unor sisteme mobile de mortiere biserici ortodoxe în mai multe regiuni ucrainene, potrivit oficialului rus. Ucrainenii au pregătit peste 70 de grupuri mobile de vehicule echipate cu sisteme de mortiere cu scopul de a bombarda lăcașuri și biserici ortodoxe în noaptea de Paște, 23 spre 24 aprilie, și de a da vina pe militarii ruși, de asasinarea în masă a populației civile în timpul acestei sfinte sărbători. Mizintsev a dat asigurări că autoritățile de la Kiev intenționează să invite jurnaliști occidentali pentru a le arăta excesele rușilor și a difuza imediat știri false. Provocările pe care le pregătesc autoritățile ucrainene demonstrează totala lor indiferență față de destinul propriilor lor cetățeni, susține oficialul rus. Mizintsev a cerut ONU, Crucii Roșii și altor organizații internaționale să intervină pe lângă regimul de la Kiev pentru a evita această provocare inumană care sfidează toate normele eticii și dreptului umanitar internațional. Avertizăm din start toate țările din Occidentul civilizat condus de SUA că Rusia are toate dovezile cu privire la pregătirile regimului de la Kiev pentru a comite aceste crime teribile, a mai transmis oficialul rus. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante. Între timp, numărul de decese din Lviv a crescut la 7, a transmis șeful regional. Acesta a mai spus că au fost trase 4 rachete asupra orașului, 3 au lovit depozite, iar una a lovit un servis de mașini. Rachetele care au lovit Lvivul au fost trase dinspre Marea Caspică, a mai transmis șeful regional. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.